În fața aproape 1000 de spectatori, Gloria a început timid confruntarea cu CF Brăila. Buzăienii, cu gândul mai mult la conturile goale, le-au permis brăilenilor să-și facă jocul, iar elevii lui Alin Pânzaru puteau deschide scorul încă din primul sfert de oră al întâlnirii. Intervențiile providențiale ale portarului sârbu și ratările uluitoare ale brăilenilor au făcut ca tabela să rămână neschimbată, situație care s-a menținut până la sfârșitul partidei. În repriza secundă, jucătorii formației din Brăila au trimis mingea în bară după o acțiune prelungită, iar în replică, pe un atac rapid, mijlocașul buzenilor Nini Popescu a izbutit să lovească rădăcina barei după un șut cu exteriorul. Dominarea teritorială a oaspeților se putea concretiza într-o victorie pentru jucătorii lui Pânzaru dacă Bogdan Ungureanu, fost jucător în crâng, nu irosea o lovitură de la punctul cu var. Buzăienii au reușit să mențină tabela imaculată până la fluierul final al partidei. Tehnicianul echipei Gloria, Ion Viorel, s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi și de punctul obținut, mai ales că gruparea din crâng nu depășește cea mai bună perioadă din punct de vedere financiar, fapt care își pune amprenta asupra jocului. Ținând cont de faptul că am început cu stângul de la încălzire, în ce sens, echipa era altfel alcătuită, Ghiță a lipsit cel mai bun jucător al nostru, a făcut temperatura azi noapte. A ieșit, l-am băgat pe Burlacu în locul lui Ghiță, după care, două minute înainte de a ieși la încălzire, ne anunță arbitru că n-are voie să joace Drăguț, că nu știu ce, n-are viza medicală corect pusă și nu știu eu. Vă dați seama, a intrat Agachi neîncălzit, ați văzut despre ce e vorba. Dar una peste alta, s-a terminat un 0-0, am avut și noi ocazie, s-au adaptat mai bine la terenul care a fost astăzi. Au avut o echipă mai muncitoare pe un astfel de teren. Până la urmă, noi ne-am atins obiectivul, nu am pierdut, suntem în grafic, suntem în play-off cu acest punct. În tabăra adversă, antrenorul Alin Pânzaru nu s-a mulțumit cu un singur punct, precizând că, după aspectul jocului, victoria trebuia să aparțină echipei din Brăila. Din punctul meu de vedere, am pierdut două puncte. Și am luat 0-0, e un punct de deplasare. Nu mă mulțumește absolut deloc, le-am spus și lor în vestiar. Când îți creezi în condițiile unui teren foarte greu, atâtea ocazii și penalti și bară și nu reușești să înscrii, punctul ăsta e o firmitură, să zic. După jocul cu CF Brăila, Gloria rămâne neînvinsă pe teren propriu alături de vice-liderul Rapid CFR Suceava, fiind singurele echipe care nu au cunoscut înfrângerea acasă. Buzăienii sunt pe locul 4 în ierarhia primei serii din Liga Secundă cu 27 de puncte, la 10 distanță de ocupanta locului 3, Academica Argeș, și la 3 față de Sport Club Bacău, ocupanta locului 5.